Trăim într-o țară unde plata facturilor este de-a dreptul o povară, iar zecii de mii de familii abia dacă mai rămân cu bani pentru alimente după ce și-au achitat utilitățile. Cu toate astea, viața se scumpește de la o lună la alta în România, iar șansele ca românii să rămână restanți sunt din ce în ce mai mari. Iarna aceasta se anunță una deosebit de grea pentru mii de români puși în fața unor facturi la electricitate și gaze naturale care au crescut semnificativ. Oamenii sunt speriați și au de gând să iasă în stradă sau chiar să renunțe la propriile locuințe în momentul în care nu vor mai avea cu ce să plătească. De acum încolo ce se anunță e dezastru, e ceva incredibil și toată lumea tace, toată lumea stă și nu iasă în stradă. E ceva... Mai rău ca pe timpul lui Ceaușescu. Am ajuns vai de capul nostru. Am ajuns într-o situație foarte grea. Și nici nu ne mai scoate nimeni. Credeți că nu veți putea face față facturilor de curent? Păi la pensia care o avem, lăsăm dracu așa, ce o vrea să ne facă. Nu le plătim. Nu le plătim și gata. Ce să ne facă? Ne scoată în stradă afară, ne ia apartamentele, ieșim în stradă și tot. Mă duc în stradă și protestez. Se-mi spune real de ce se scumpește. Noi suntem o țară care produce în curent, care scoatem gaze și le dăm la străini să ne vândă nouă. Păi asta este o aberație de oameni care nu știu ce să gândească. Adică nu pot să-mi vând eu producător, nu pot să-mi vând marfa mea, o dau la alții să mi-o scumpească cât vrea ei. Nu se poate așa ceva. Dar fiecare să facă cum consideră. Eu, unul, când o-i primi factura, mă duc și protestez. Deja trăim într-o țară unde facturile nu sunt plătite la timp, iar șansele sunt mari ca din ce în ce tot mai mulți români să rămână restanți. Pensiile sunt mici ca să muncesc 39 de ani și să ai 1436 e, curentul e cum e, sunt la bloc și trebuie să plătim și asociație și toate chestiile. Se teamă că o să ajungeți în situația să nu puteți face față. Bineînțeles, ca tot român. O mare parte a cetățenilor români nu își permit să cumpere toate alimentele de care au nevoie și aleg produse de calitate mai redusă din cauza condițiilor de trai din România. Achitarea utilităților lună de lună este o povară în special pentru persoanele vulnerabile din țara noastră.